Deci așa. Dar și ăștia, pe mine, că madama asta e pa complet, dar ăștia din presă, deci îi scriu cu multă seriozitate, știi? Ai văzut? Am primit amenințări cu moartea după ce i-a făcut badea public adresa de mail. Prietene, tu ești zdravă în la cap când scrii asta? Adică, bun, despre doamna care spune asta, v-am spus, am rezervele mele, de-aia zic, să mergem la un test, vedem cum ne iese. Dar ăștia care scriu așa, nestrăbătuți, toate aceste inepții. Că dacă nu zici dobitoc, să le sune lor, a zis dobitoc? A zis dobitoc? Altfel poți să spui orice enormități, orice cretinisme, orice imbecilități, orice lucruri logic bizare, că Narcisa Iorga. Nu, no, ziariști, mă, ești prost. Tași că acum să vezi ce fac cu ăștia din presa scrisă. Câți ori mai fi? Poate avem noroc și dispare total. Zice așa, presa scrisă este ineptă. Fără să generalizez, desigur. Ca și cum s-ar mai putea generaliza. Narcisa Iorga. Să înceteze presiunile politice! Eu credeam că cele mai mari enormități sunt astea cu... I-am făcut eu imaginea. Dânsa este. Poate n-ați mai văzut-o de mult. Poate vă face plăcere. Vreți postere? High definition? Hm? Lângă... În dormitor? Sau? Bun. Am zis gata. Aia, a zis-o pasta și... și după aia gata. Nu. Dă un interviu în evenimentul zilei să înceteze presiunile politice. Băi, e o dizidentă, mă, tu ești de mâine, e pusă de Băsescu, care e președintele României de 7 ani, ai înțeles? Care și-a pus guvernul, care l-a pus pe ăla de la serviciu secret, șeful guvernului, înțelegi? Și e dizidentă, mă, cât de tare e asta, mă, cât tupeu au ăștia. Să încetează presiunile politice. Cine-ți face, dragă cetățeancă, Narcisa? Cine-ți face ție presiuni politice, mă, trăiți-ar? Puterea, nu că tu ești omul ei, al puterii. Atunci și opoziția îți face presiuni politice. Este superb. Prin definiția presiunilor politice, ele nu pot fi făcute decât de către putere. Prin definiție. Că altfel ce căcadă presiuni? Am zis căcat. Au înțeles și ăștia din presa scrisă. A zis căcată. Asta e derapaj! Derapaj! Zi-o pe aia cu derapajul, ziaristule! Zi-o, ziaristule, pe aia cu derapajul, ziaristule! În sfârșit, zice... A spus că ați primit amenințări cu moartea. Mă refeream la un eveniment ce a avut loc în urmă cu 2 ani. L-am amintit în contextul presiunilor exercitate acum de Antena 3. Ce presiuni? Ei, poate exercita un post de televiziune. Presiuni. N-am înțeles nicio asta cu presiuni. Ce, nu mai faceți presiuni asupra justiției, lăsați-o să lucreze. Ca și cum eu de la măsuța asta nu-l pot lăsa să lucreze pe un procuror. Sau pe un judecător. Sau pe un... Sau pe un membru CNA. Ce treabă ai tu cu măsuța mea? N-ai și tu măsuța ta? Vezi, zis de treaba ta la măsuța ta. Și cam ce presiuni poate face Antena 3 în afară de să se exprime? Libera exprimare a devenit o presiune? Asta e un concept democratic interesant. Eu zic că e o inovație. După ce, în urmă cu 2 ani, am mai fost supuși unor presiuni similare. În primăvara lui 2010, după mai multe sancțiuni aplicate postului, Mircea Badea a difuzat fotografia mea. Pentru a fi recunoscută și salutată pe stradă. Așa și? Ia, uite ce o lăsăm în fiecare emisiune. Că e superbă. A făcut public pe blogul lui adresa mea de e-mail. Publică, bre! De la instituția publică de care aparții și care te plătește gras! Așa, și a instigat oamenii, acum vă rog, vă rog, Mircea a instigat oamenii să, zi, să, e, să o moare, ia uite-l și pe ăsta, mă, să-mi scrie, mă, păi a instigat oamenii să-mi scrie. Problemă, cum, băi, oameni, cum să vă permite să-i scrieți doamnei Narcisa Iorga, secretar de stat în slujba publicului? Teoretic și practic, în lege. Deci cum să-i scrieți? Deci eu am instigat oamenii, auzi, să-i scrie. Derapaj! Derapaj! Cum să-i scrie? Păi sunteți de bun, în ce țară credeți că sunteți să-i scrieți așa unui funcționar public? Hă? Mâine, păi mine ăștia o să-i scrieți președintelui României. Păi nu vă e rușine? Măgarilor! Cam asta se înțelege.
din treaba asta. Ce? A instigat oamenii să-mi scrie. Este superbă asta. Nu asta. Asta, fraza, afirmația. Zice, în doar o lună am primit, vă rog, în doar o lună am primit 3400 de e-mail-uri. Mamă, eu credeam că sunt mult mai capabil. Cum? Doar 3400 de e-mail-uri? Prietene, îmi scade influența. Ce ne faci? 3400 de e-mail-uri? Păi cetățeni, chiar n-ați vrut să-i scrieți Narcisei? N-ați avut ce? Faceți-i declarații, spuneți-i, sunteți minunată, rezistați, doamnă, eroic, în ciuda presiunilor politice și ale postului Antena 3. Scrieți-i de-astea. Sunteți extraordinar. Doamnă, cum vă luptați dumneavoastră cu oamenii răi, n-am mai văzut așa ceva. În doar o lună am primit 3400 de e-mail-uri cu injurii și amenințări cu moartea la adresa mea și a copilului meu, cu motivarea precisă de a-l lăsa în pace pe Badea. Băi, ești nebun? Eu sunt conducător de trupă paramilitară, băi. Dar nu m-a lăsat în pace. Dar nici n-a pățit nimic. Deci, păi nu 8 minute. Și acum citesc știrea, citesc, da, e panică, știu, e panică pe site-ul CNA, așa este. Doamna Narcisa și-a scos poza. Știți, eroi ăștia? Trage, mă, trage! Știi, ăștia. Cum sunt aia pe net care te înjură, știi, sau ceva, zic, hau, 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 hau. Și pe aia, prietene, tu cine ești? Păi nu, identitatea mea nu contează. Hai să mor tu. Dar nu vrei tu să ai un nume, o față? Că dacă tot mă înjuri, eu apar cu fața mea și cu numele meu la televizor. Ca atare mi-asum absolut tot ce spun și tot ce fac. Fața mea, numele meu. Iete-mă, nu mă ascund. Pe sistemul Badea, când te prind, nu fug. Prinde-mă. Sunt ușor de prins. Extrem de ușor de prins. Ești mardoi, ești mecher, ești băsist, nu mă mai suporți și vrei să... Hai! Nu mă ascund, nu fug, sunt ușor de găsit. Asta e fața mea, numele meu știți. Adresa mea, din păcate, o știe foarte multă lume. Din păcate, pentru ai mei și pentru vecini, nu pentru mine. Vă aștept. Dar Duduia, băi, stai puțin, pe site-ul CNA n-are poză. Toți au poză și a scos poza. Tu înțelegi? Rezistent altfel. La presiunile politice și la presiunile Antenei 3. Zice, unii membri CNA se plâng de atacurile Antenei 3. Narcisa Iorga spune că a primit amenințări cu moartea. Vorbe goale. Zice,